Pe platoul Cetății de Scaun, în cursul zilei de vineri, de la ora 19, încep concertele susținute de trupele Herezi din Costa Rica, Bucium și Cargo. Pentru a doua zi a festivalului, sâmbătă, pe 6 august, este pregătită o paradă moto, care va pleca de pe platoul Cetății în jurul orei 15 și se va îndrepta spre Iulius Mall Suceava. După ce motoarele vor fi parcate pentru a putea fi admirate și fotografiate, în jurul orei 16 va începe un moto stunt show, susținut de doi cascadori din Ungaria. După spectacolul pe două roți, în parcarea Iulius Mall Suceava vor avea loc și trei concursuri dedicate motocicliștilor. Sâmbătă seara, tot de la ora 19, pe platoul Cetății de Scaun, vor începe concertele trupelor Scarlet Aura, Trooper și Iris, Cristi Minculescu, Walter Boro. Marele premiu care va putea fi câștigat la ediția de anul acesta a Bucovina Motor Fest este o motocicletă Yamaha 2EL Custom. Vor fi și alte premii tentante, iar la tombolă pot participa toți cei care vor cumpăra un tricou oficial al festivalului. Extragerea câștigătorilor se va face sâmbătă seara, în timpul concertelor. Seara de vineri, da. 5 august, vom începe cu o trupă care, din fericire, am prins în turneu cumva în Europa, sunt din Costa Rica. Extraordinar, măi! Heresy, am reușit să-i deviem puțin traseu, să-i aducem la noi. Bravo! Urmează Bucium, cu un folk metal foarte, foarte bine primit de la public. După care vor fi cei de la Cargo. Aici nu mai povestim, nu da, mai... Da, da. Ori iubim, ori nu. De... Da, ori exact. Ne plac, ori nu. Da. Sâmbătă, m-am zis, în jurul orei 14 va fi parada. Da, da, da. Cu deviere Sfântul Ilie sau direct la mall. Și seara vom, tot la 19.30, va începe a doua seară de concert. Scarlet Aura, sunt de aici de la noi din zonă. Da. Scarlet Aura, așadar, trupă. La fel, au mai fost la noi. Este o trupă foarte iubită în Suceava. Au publicul lor extraordinar, da. Și urmează Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro. Între Trooper și Iris, în acea pauză în care se schimbă, că au nevoie să schimbe echipamentele, va fi tombola. Tombola neje. Tombola. Da. Un subiect foarte interesant și la noi, un subiect care atrage oameni și anul acesta vom avea... Pe sistemul ăla, achiziționezi ceva, ai un... La intrare, îți cumperi tricoul festivalului, da. Care va fi la intrare, completezi un tichet. Adică cum ai tu acum? Ăsta este cel de anul trecut, cel de anul ăsta, țin în surpriză. Ah, okay. Bravo, bravo. În fiecare an schimbăm designul. După festival. În fiecare an schimbăm designul. Completează un tichet, se pune într-o urnă sigilată, înainte, între ei. Vom avea premiul o motocicletă, o Yamaha Virago 535. Premiul 2 va fi o chitară metalică. Pentru, dar nu metalic pentru, va fi o chitară personalizată cu semnăturile tuturor trupelor care vor fi acolo. Iar premiul 3 vom oferi voucheri, pentru că acolo vor fi comercianți cu accesorii moto, cu accesorii rock, cu tricouri și vom oferi vouchere pentru a-și cumpăra tot ce doresc în valoare de 1000 de lei. Brățările pentru intrarea la concertele Bucovina Motor Fest pot fi achiziționate și la intrarea în incinta în care va avea loc evenimentul de pe platoul Cetății. Biletele se pot cumpăra și online pe ambilet.ro. Evenimentul Bucovina Motor Fest este organizat de Legio Phoenix MC România în asociere cu Primăria și Consiliul Local Suceava.